Doamnelor, domnilor, bun găsit la o nouă întâlnire cu handbalul din Liga Florilor, campionatul inter de handbal feminin. Avem de la această oră în direct la televiziunea română derbiul acestei prime etape din retur, confruntarea de aici de la Râmnicu-Vâlcea dintre HCM și Corona Brașov. O partidă importantă pentru ambele echipe, oarecum favorite, cel puțin pe hârtie, dacă ținem cont și de forma recentă, par a fi handbalistele pregătite de Aurelian Roșca, gazdele de la HCM Râmnicu-Vâlcea, care se pare că au cam uitat să piardă în campionat. Doar trei echipe au bătut HCM-ul. Din 29 octombrie, trupa lui Aurelian Roșca este practic neînvinsă în campionat, însă vă spuneam, doar trei echipe au reușit să câștige în fața fetelor de la HCM Râmnicu-Vâlcea. Una dintre acestea este gruparea pe care o întâlnesc astăzi, vâlcencele. Este vorba de Corona Brașov, o echipă care între timp, după investițiile făcute la începutul sezonului, s-a despărțit de antrenorul Costică Buceschi. Echipa a fost preluată de Vasile Curițeanu și de Dragoș Dobrescu, care au reușit după această schimbare să obțină primul succes în această formulă a băncii tehnice, victorie în etapa precedentă în deplasare la Bistrița, 28-27 pentru Corona Brașov. În rest, un parcurs destul are totuși la lotul pe care l-au la dispoziție, cu certitudine că au dreptul să aibă pretenții mai mari de la acest sezon. În clasament, HCM-ul este în acest moment pe poziția a doua cu 30 de puncte. E drept la distanță mare de CSM, care nu a înregistrat în 14 meciuri decât victorii. HCM-ul cu 10 succese și 3 eșecuri are 30 de puncte, în timp ce Corona Brașov este în acest moment pe poziția a șasea cu 21 de puncte. Un meci în care, despre care spunea Aurelian Roșca înaintea startului acestei confruntări, că este foarte important în economia campionatului. Trebuie să pregătim și să abordăm foarte atent meciul cu Corona Brașov. Fiecare joc e esențial și, bineînțeles, trebuie, iată-l pe Aurelian Roșca, trebuie ca echipa să-și atingă obiectivul propus, și anume calificarea în cupele europene. A fost întrebat, bineînțeles, la conferința de presă și despre problemele care au apărut în tabăra adversă. A spus Aurelian Roșca, nu comentează, nu este treaba lui în ceea ce s-a întâmplat la Corona Brașov în ultima perioadă. Arbitrii acestei confruntări, Simona Stancu și Cristina Năstase. Observator este Walter Tăncescu din București. Iată-l acum la salutul oficial obișnuit de dinaintea startului acestei confruntări. În câteva momente va începe așadar această partidă. Este etapa cu numărul 14. În această etapă, CSM-ul a câștigat fără probleme în fața celor de la Slobozia, 35-13. Slatina a câștigat derbiul nou promovatelor, 29-23, cu Rapidul din București. Dunărea Brăila, ieri, după o confruntare de mare luptă, s-a impus în derbiul cu Danubius Galas, 20-19, și tot ieri, așa cum ați văzut în transmisiune directă la televiziunea română pe TVR2 și TVR HD, Măgura Ciznădie, după un forcing în ultimele 17-18 minute ale meciului de la Cluj, a reușit să le învingă pe studentele de la Ucluj. Începe așadar în câteva momente această confruntare. Primul atac aparține gazdelor.
Natasha Cârnici, Irina Glipco în zonă centrală, pivot este Raluca Băcăoanu. Iată, intrând în combinație, minge pentru Cârnici. Faultată Raluca Băcăoanu, o intervenție a Sintiei Tomescu. Pleacă în circulație și extrema Cristina Elena Florică, o pasă greșită, o minge care nu a mai ajuns la Natalia Vasileuscaia. Recuperează însă foarte repede tot Glipco, pleacă pe contraatac, 3 contra 2, se duce Glipco, încearcă să lase această minge pentru Băcăoanu sau pentru Cristina Florică. Mingea însă nu a mai ajuns la cele două, la vreuna dintre cele două jucătoare ale HCM-ului. Glipco, Vasileuscaia, Cârnici, se înalță, aruncă în dor și o învinge pe Daciana Hosu. 1-0, primul gol al acestei partide. Iată și replica, să vedem acum replica brașovencelor. Eliza Buceschi coordonează atacul, Bianca Tiron și Laura Popa, cei doi interi. Georgiana Ciuciulete, pivot. Camelia Hotea în extremă stângă și Laura Kipper pe dreapta. Pătrundere pentru Tiron, s-a auzit fluierul celor două arbitri. 9 metri. Tiron, Buceschi, Popa. Popa în zonă centrală, Tiron își deschide unghiul. Excelentă parada austriecei Petra Blajek. Vasileuscaia pentru Cârnici, luată imediat în primire de Bianca Tiron, care încasează primul cartonaș galben al acestei partide. Glipco, Cârnici, Glipco, Vasileuscaia, Cârnici din nou în zonă centrală, întâmpinată de Laura Popa și faultată. Cartonaș galben și pentru numărul 29 de la Corona Brașov. Ați revăzut intervenția asupra Natașei Cârnici. Vasileuscaia, Glipco, combinații rapide și vine finalizarea. Brațul stâng al Nataliei Vasileuscaia. Excelentă forță de aruncare pentru jucătoarea din Belarus, una dintre cele mai bune marcatoare pentru HCM Râmnicu Vâlcea până acum în acest sezon. Golgheterul echipei rămâne Glipco, pasă până în extremă, Hotea și-a deschis unghiul foarte bine și nu prea avea cum să rateze. Galben și pentru Raluca Băcăoanu, pivotul celor de la HCM Râmnicu Vâlcea, pentru intervenția de mai devreme asupra Biancai Tiron. O singură schimbare fac antrenorii Coronei. O odihnesc pe Eliza Buceschi și o trimit în zona centrală apărător alături de Laura Popa pe Sintia Tomescu. Cârnici se apără foarte bine. Popa. Glipco aruncă. Reține fără probleme Daciana Hosu. Popa se înalță, aruncă. Mingea este atinsă de Petra Blajek, apoi lovește bara și se duce în out. Rămân în continuare în posesie ambalistele de la Corona Brașov.
Tiron, Buceschi, excelent culoarul pe care a reușit pătrunderea. Nici reproșul între jucătoarele din tabăra celor de la HCM Râmnicu Vâlcea pentru modul în care au gestionat faza de apărare la precedentul atac al oaspetelor. Cărmici, Vasileuscaia, Clipco, excelentă angajarea pivotului, formidabilă fază, convinge dusă până la Raluca Băcăuanu. Arhiplină, sala din Râmnicu Vâlcea. Tiron, Ciuciulete, minge ajunge la Laura Popa. Tiron, fentă de aruncare și refac poziționalul brașovencele. Cu nici 5 minute înainte de startul partidei, încă era cozi la casele de bilete. Buceschi, Popa prinde vinclul, Aurelian Roșca protestează cerând fault în atac pe pătrunderea Elizei Buceschi, jocul lăsat să continue însă de cele două arbitre. Egalitate la 3. Clipco, Cărmici încearcă să-i creeze un culoar, Băcăuanu pasă la Vasileuscaia, o aruncare exact pe direcția portăriței. Clipco, piruetă, Vasileuscaia pătrunde, aruncă și obține 7 metri. Mingea a intrat în poartă, dar arbitrele au considerat că au fost pași în fault, între timp și un cartonaș galben pe care îl încasează Cintia Tomescu. Irina Clipco va arunca de la 7 metri, intră în poarta Brașovului Ana Maria Mârcă. Clipco, 4-3 pentru HCM Râmnicu Vâlcea. Buceschi combină cu Popa, Tiron. Tiron aruncă peste, din nou foarte ușor depășită apărarea vâlcencelor, o pasă lungă pentru un gol superb reușit de Marta López Herrero. Buceschi, aproape de intercepție, López Herrero. Buceschi, Popa, galben pentru numărul 22, Cristina Florică. Buceschi încearcă angajarea pivotului. Au greșit brașovencele, pleacă repede la atac Irina Clipco, în dribling, pasă pentru Vasileuscaia, angajată Marta López, a recepționat însă mingea în semicerc, golul nu este valabil. Buceschi prinde spațiul porții. Deci minute extrem de echilibrate în această confruntare dintre HCM Râmnicu Vâlcea și Corona Brașov. Este și o micuță, dar extrem de gălăgioasă galerie a Brașovului.
Lipco, schimbare de direcție, Vasile Uscaia nu poate pătrunde, Lopez se duce în zona centrală, excelentă pasă pentru Florică, apărută pe semicerc în spatele georgianei Ciuciulete, care nu a mai avut ce face. Tiron supravegheat destul de bine, Laur aruncă Hotea, o minge recuperată și din zonă centrală, nicio problemă pentru Laura Popa. Punct foarte închis pentru Laura Kipper. Lipco, Cărnici, Vasile Uscaia, minge scăpată. N-a riscat Laura Popa declanșarea contraatacului. Revine Buceschi pe teren. Nervos Aurelian Roșca, se ceartă cu cele două arbitre. Vine Walter Dăncescu și primește un întrerupere în jocul și primește un cartonaș galben tehnicianul de la HCM. Tiron Buceschi pasă pentru Laura Popa. Rămâne Eliza Buceschi întinsă pe teren. Ce lovitură a recepționat Buceschi din partea Cristinei Florică. N-au văzut cele două arbitre acest gest. S-a refăcut egalitatea la 6. În atac, Râmnicu Vâlcea merge bine. Pe faza de apărare, însă, sunt destul de multe momente când Laura Popa reușește să pătrundă foarte ușor. Finalizarea Irinei Glipco, Buceschi repune repede. Buceschi. Tiron. Au strâns de această dată la timp. Lopez Herrero și Raluca Băcăuanu. Popa. Buceschi aruncă de la șold. Mingea se duce pe lângă poartă. Blajec pentru Glipco. Vasile Uscaia. Prinsă și imobilizată acolo de Bianca Tiron. Cărnici în zona centrală. Vasile Uscaia. Natasha Cărnici. Pasă pentru Băcăuanu. Ce bine a venit Raluca Băcăuanu în spatele intermediarului advers. Pasa de geniu dată de Vasile Uscaia. Se reface diferența de două goluri pe tabelă. Pleacă Hotea și se duce al doilea om pe semicerc. Popa pentru Laura Kipper. Nu a ieșit această aruncare extremei drepte de la Brașov.
Lipco. Scapă în situație de 1 la 1 și o păcălește acolo pe Georgiana Ciuciulete. Mult mai mobilă Irina Glipco, această schimbare de direcție a descumpănit adversara directă. Este scoasă Laura Popa, intră Laura Kipper, mă scuzați, intră Marilena Neagu pe extrema dreaptă. Buceschi încearcă să-i facă un culoar. Oh, ce torpilă! Dau posesie cele două arbitre pentru Brașov, susținând că mingea ar fi atins-o pe picior pe Irina Glipco. Tiron. Popa. Greu de ținut. Laura Popa, o forță de pătrundere fantastică. Are viață grea Cristina Florică, cea care este adversar direct cu Laura Popa. Bună această intercepție, pleacă la atac, minge, ajunge la Florică și vine golul. 10 la 6. Excelent a anticipat Vasile Uscaia și este time-out primul pe care îl cere Vasile Curițeanu. Să-l ascultăm pe antrenorul Coronei Brașov. Și fără face fau, stai la ele în joacă și fără să face fau. Și acum mai nu și doi la fel, să facă fau în zona aceea. Haideți pic mai agresiv. Merge bine de câteva minute faza de apărare pentru HCM Râmnicu Vâlcea. Iată și acțiunea precedentă finalizată cu cel de-al 10-lea gol al gazdelor. Intercepția lui Vasile Uscaia, pasa pentru sprintul Cristinei Florică și finalizarea fără probleme în poarta Dacianei Hosu. A intrat între timp Ana Mirca Olariu în poarta Brașovului. Aceeași formulă ofensivă pentru Corona Brașov. Tiron, Buceschi. Blocată Georgiana Ciuciulete. Tiron, fentă de aruncare, pasă apoi spre pivot și un cartonaș galben pe care îl vede numărul 10, Andreea Despi, penalizată pentru faultul comis asupra pivotului advers. Nici o eliminare până acum în vreuna dintre cele două tabere. Minutul 18, 10 la 6 pentru HCM. În curând vor intra în prepasiv oaspetele. Oh, din nou bara o salvează pe Petra Blajec. Lipco. Lipco pasă la Vasile Uscaia. A venit mingea un pic prea în spate și n-a mai reușit puternica stângace din Belarus să se înalțe și să încerce finalizarea. Iese Adespi, revine pe inter stânga Natasha Cârnici. Cât pe ce? Da, posesie pentru HCM Râmnicu Vâlcea. Nu s-au coordonat acolo Cârnici și Florică. Odihnită Bianca Tiron, intră Sorina Târcă pe inter stânga.
22 de goluri a marcat până acum în acest campionat pentru Corona Brașov, Sorina Târcă. Laura Popa aruncă surprinzător. O păcălește pe Petra Blajec, e drept și mingea a fost foarte bine poziționată aproape de vinclu. Excelentă pasă pentru Băcăuanu. Din nou funcționează perfect relația cu pivotul între Glipco și Raluca Băcăuanu. Târcă, luată imediat în primire de Vasile Uscaia. Nu, este Eliza Buceschi. Au făcut schimb de locuri Târcă și Buceschi. Popa aruncă, plonjează însă Blajec și reușește să devieze această minge. Vasile Uscaia cere Cârnici, pași, pași, clar. Nu pot pleca pe contraatac brașovencele pentru că nu s-a respectat locul de unde trebuia repusă mingea în joc. Buceschi, Târcă, Popa. Buceschi. O aruncare pe direcția portăriței din Austria. 9 metri. Leagu încearcă să-i creeze un culoar Sorinei Târcă. Mingea trimisă prea în spate, păcălită. Eliza Bucescu pleacă pe contraatac și înscrie Vasile Uscaia. 12-7. 9 minute din această primă repriză dominată clar de HCM Râmnicu Vâlcea. Schimbă pivotul Vasile Curițeanu și Dragoș Dobrescu o trimite pe teren pe faza de atac pe Sintia Tomescu. Luceschi, Tomescu, Laura Popa. Popa nu are pe unde pătrunde. În prepasiv Corona Brașov. Laura Popa, Buceschi. 9 metri. Dar cred că mai au la dispoziție doar două pase. Va fi o minge făcută pentru aruncarea Sorinei Târcă. Respinge fără nicio problemă Blajec. Un pic luată la țintă portărița HCM-ului în această primă repriză. Cârnici, Vasile Uscaia, foarte multă mișcare la linia de 9 metri pentru HCM. Nu reușește pătrunderea Glipco, Cârnici, fentă de pas și o minge care nu intră în poartă. A lovit bara. A fost foarte sigură că a reușit să marcheze Natasha Cârnici. Laura Popa iese și o blochează pe Irina Glipco. Cârnici! 13-6. De aproape 5 minute nu a mai reușit să înscrie niciun gol.
Corona Brașov. Odihnită și Bucescu, intră Teodora Bloj. Bloj, Popa, aruncă Popa. Din nou mingea lovește transversala. S-a fluierat însă un faul comis asupra Interului dreapta de la Corona Brașov. Târcă. Bloj. Târcă, Neagu, târcă, aruncă, mingea se duce pe lângă poartă. Lipco accelerează. Vasileuscaia, încă o dată! Fabuloasă această torpilă a Interului dreapta de la HM Râmnicu Vâlcea. Intră și Daria Bucur în locul Laurei Popa. N-a reușit să ajungă această minge la Timea Tătar. Pasă greșită, recuperează Adespi. Nu se grăbesc însă jucătoarele lui Aurelian Roșca. Aceeași formulă standard până acum, extrem de eficientă pe faza de atac pentru HM Râmnicu Vâlcea. Puțin mai mult de 4 minute până la sfârșitul primei reprize. Lipco, Vasileuscaia, Cârnici, Cârnici aruncă, 9 metri. I-a creat acolo un culoar, atât Băcăuanu cât și Florică, cele care au tras două adversare după. Cârnici însă a fost faultată și a trimis peste. Aceea schemă cu extrema stângă care se duce. Da. Pași, cred că au dat arbitrii. Se grăbește Brașovul, târcă și o minge care intră până la urmă în poarta Petrei Blajec. Aproape 8 minute fără gol marcat pentru Corona Brașov. 14-8 scorul în acest moment. Lasă la Lopez, Vasileuscaia, aruncă mingea, se strecoară printre picioarele lui Mărco Olariu, 15-8. Bucur. Târcă. Pasă un pic în spate, venită de la Timea Tătar. Târcă, pătrunde, încearcă finalizarea, mingea se duce în plasa laterală. Andreea Despi, paș. Aruncare de la 7 metri și 2 minute, eliminare pentru Vasileuscaia. Prima eliminare în această partidă, dictată împotriva jucătoarei de la HCM pentru faultul comis asupra Cameliei Hotea. Este scoasă Petra Blajec, intră în poartă croata Marina Rajum. Eliza Bucescu la linia aruncărilor de la 7 metri. Bucescu fără probleme. 15-9.
poate portarul Aurelian Roșca. O trimite pe teren pe Maria Gavrilă, cu doi coordonatori de joc în acest moment la linia de 9 metri, Glipco și Gavrilă. Gărnici n-a reușit pasa pentru Raluca Băcăuanu, dar a fost faultată. Băcăuanu, Glipco, pasă dificilă. A recepționat până la urmă Gavrilă. Gavrilă în zona centrală, în prepasiv. HCM Râmnicu Vâlcea. Glipco aruncă de pe picioare. Timeout pe care l-a cerut exact în ultima fracțiune de secundă Aurelian Roșca. Să-l ascultăm pe antrenorul fetelor de la HCM Râmnicu Vâlcea. Extreme de puțin mai spate, două ingeniți la out. Remake here. Ok, first year coming here. For shooting and the people. Dar pe două zi, două zi. Pentă, pentă, aici vine a doua. Hai, dragi. Șase goluri avans în acest final de primă parte pentru HCM Râmnicu Vâlcea. Încă 47 de secunde de inferioritate pentru gazde. În prepasiv, Vâlcencele. Va fi o minge făcută probabil pentru Irina Glipco. Irina Glipco. Din nou Glipco. N-a reușit pasa, bună această intercepție. Minge până la Neagu, care n-a izbutit să pătrundă în duelul cu Maria Gavrilă. Fault în atac pe această pătrundere a Teodorei Bloj. Ultimele 10 secunde ale acestei prime reprize. Gărnici forțează pătrunderea, aruncă, nu obține însă absolut nimic și așa se încheie această primă repriză cu un avans de 6 goluri pe tabelă pentru jucătoarele de la HCM Râmnicu Vâlcea. O primă repriză dominată de trupa lui Aurelian Roșca, foarte eficientă, mai ales în primele 20 de minute în atac și cu o apărare care a creat mari dificultăți handbalistelor de la Brașov, care, vă reamintesc, timp de 8 minute aproape în această primă repriză nu au reușit să înscrie nici măcar un singur gol în poarta apărată foarte bine de austriaca Petra Blajek. Luăm o scurtă pauză și revenim peste aproximativ 8 minute cu repriza secundă a acestei confruntări de aici, de la Râmnicu Vâlcea. Ce spectacol incredibil am avut la Focșani! Și ce semifinală vom avea la Timișoara! Abia aștept! În viitoarea capitală culturală europeană vom vedea următorii trei finaliști ai Eurovision România. Duminică la ora 21.